Pentru când pe majoritate declarăm ședința deschisă. Aveți procesul verbal din 21.02.2023, dacă sunt discuții, dacă aveți ce. Da. Domnul Barna? Da. Am procesul din 21.02. Da. Ședința de îndată. Hai că sunt în ședință. Da, mai trebuie un proces verbal care va fi adus și acela, de la ultima ședință. Păi, doamna secretară, dacă aveți timp să vă chemați prietena, să vă faceți unghiile în primărie, să redactați... Domnul Barna, vă rog să spuneți, deci nu mai discutăm acest subiect, s-a discutat peste tot, s-a analizat, s-a văzut, vă rog frumos, acum suntem la o ședință ordinară, discutăm subiectele respective. Corect, de ce lipsește procesul verbal? Că va fi adus și acest proces verbal. De ce lipsește? L-ați avut? Va fi adus și acest proces verbal, am spus. De ce lipsește? Nu aici se muncește, nu se... Păi da, bineînțeles că se muncește. Domnul Barna, referitor la procesul verbal care l-aveți în față, dacă aveți ceva de spus. La asta nu. Altcineva? Nimeni. Supunem la vot procesul verbal. Da? Dăm cuvântul domnului primar, ne prezinte... Se convocă ședința din data de 29.03.2023, cu următoarea comunicare. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2022, proiect de hotărâre privind însușirea procesului verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului public și privat al Comunei Bacani, proiect de hotărâre privind încetarea a 7 contracte de concesiune pășune cu durată expirată, proiect de hotărâre acordarea diplomei de fidelitate și a unui premiu din bugetul local pe anul 2023 cuplurilor din Comuna Bacani care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2023. Regulile privind aprobarea actului adoțional în actul de delegare gestiunii serviciului de salubrizare, operare, instalații, numărul 1078-1068-164-2008, încheiat cu SCE-100. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniu adis Bacău pentru anul 2023, regulile privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAD Balcan pentru ședința AGA Craft Bacău din data de 24-23. Regulile privind participarea Comunei Bacani la programul cheie surse regenerabile de energie și stocare a energiei, operațiune sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, proiectele de tip B, realizarea capacităților noi de producere energie din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidrogeotermală, biomasă sau biogaz. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică unui spațiu situat în incinta anexa 2 primăria aparținând domeniului privat al Comunei Bacani de sub Bacău. De diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Da? Trecem la primul. Proiectul privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2022. Sfârșit bani, să fie un pic de anul trecut. Da? Da, pe latul acestui proiect. Cine se scrie la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține 2. 3. Proiectul privind însușirea procesului era privind rezultatele inventarierii patrimoniului public și privat al Comunei Bacani la data de 31.12.2022. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Avem 3 abțineri. Nu pot fi pentru. Nu am.
Proiect de lege privind încetarea 7 contracte de concesiune pășune cu durată expirată. Vorba de 7 contracte care am avut concesionate, Curtea de Conturi ne-a recomandat să le scoatem la închiriere. În termenul de concesiune are alt termen, alt regim juridic. Nu e ceva ilegal, dar când se termină concesiunea, scoatem la închiriere. Sunt discuții. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Toți pentru. Împotriva, abținem. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de fidelitate și a unui premiu din bugetul local pentru cuplurile care au împlinit și s-au împlinit 50 de ani. N-am trecut nicio sumă, am zis. Veniți dumneavoastră cu propunerea, anul trecut ne-am dat câte 500 de lei. Da, dacă mai mult sau cum. Da. Cine se scrie la cuvânt? 500 de lei sau dat? 500 de lei. 500 de lei. Da. Am mai făcut pe un pachet de produse. Da, cât sunt? Vreo 70. Nu mi-a trebuit mărit ceva. La justă. Păi nici nu mai apăr. Dar la 26 vă dați? La 26. Problema e că... Da, ar trebui mai mult. Dar nici diferență mare să nu da, spune un... că am trebuit. Măcar cu inflația. Da. Măcar cu inflația. Ar trebui dus la 700. Da, 700, nu? Azi vă propuneți să mărească cu 2 milioane. Deci cu 2 milioane. 200 de lei. 700 de lei. 700. Da. Mai alte propuneri? Mai sunt alte propuneri? Da. A, 100 de lei. Supunem la vot propunerea domnului consilier Sofroni. Cine este pentru? Pentru 700. Da, tu ești așa. Da, tu ești așa. Vor am așa pe sute. Cine e pentru 1000? De-aia cu gata. Dar cât o rămas? 700. Diferența de domnul Iu. 5 milioane de euro. Diferența. Nu, mă. Până la 10. Mă dai cu diferența. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de ascens personal ai persoanelor cu handicap grav și a numărul de indemnizații pentru anul 2020. Scrie la cuvânt? Eu nu particip la punctul ăsta. Da. Atunci o punem la vot. Cine este pentru? Avem toate lucrurile. O ne 14, unul ne nu participă. 6. De hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare, gestiune, serviciu de salubrizare, operare, instalații... Îmi chiar că se zice eu pe sur. Discuții. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Toți pentru. 7. Privind aprobarea cotizației. Cotizația anuală. Privind aprobarea cotizației patrimoniului ADIS. E 2 milioane. Da. Discuții? Da. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Pune din 2. Abțineri? Împotrivă, toți pentru. Proiectul privind stabilirea mandatului, nu, proiectul privind stabilirea mandatului. Da, mandatul reprezentantul legal al Aruat Balcani pentru ședința AGA CRAV. Ați observat că, poate știți că s-a scos la licitații lucrarea, minciuna aia care tot unii au încercat să manipuleze o minciună, a devenit adevăr. S-au scos la licitații apa și canalizarea pe Comuna Balcani, Pârjol și Bereștazul. Acum... S-a câștigat cineva? Scoase pisicap. Numai să prezinte. Asta ar mai fi singur impediment, să nu se prezinte nicio societate, că nu prea sunt societăți care să lucreze la o avengură așa mare.
Da, să sperăm că avem șansă. Tot ce o ținut de noi, nu-i treaba noastră. Licitație. Cine înscrie la cuvânt? Domnul Barna? Da. Aveți aici pe pagina a doua. Nu știu, date greșite. Tot ce ați ținut de dumneavoastră ați făcut, dar dacă făceați fără să greșiți datele, cum ați greșit și aici, poate era gata mai repede. Intra în licitație și se mișcau lucrurile mai repede, domnul primar. Licitații s-au mai făcut în nenumărate comune și nu s-au întâmplat nimic. Da. Suntem sătui de hârtii. Vrem lucrările, fapt. Și nu eu vreau, cine nu vrea lucrări? Vrea, nu depinde de primar. Deci dacă vă uitați la articolul 2 aici, scrie destul de clar, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de quorum pentru ședința adunării generale de ordinare a acționarilor din data de 27.02. Greșeli. Da, am ajuns în 2023 fără canalizare. Da, erai pe unul greșeli, asta e, a fost. Nu fac eu. Nu le faceți, dumneavoastră. Da. Suntem mai atenți cei care le bine, asta e, noi discutăm despre acela, da? Păi nu, e la subiectul care e propus pentru vot. Așa e din interpelaie. Așa e din interpelaie. Atunci eu am avut. Fost ședința aia. Da. Fost pe 27.02. Nu, nu. Și se extinde pentru 28, tot 02 este aici. 28.03. Hai să mai răspundă pentru bătaie. Altceva, altcineva care să scrie. Mai aveți ceva de spus, domnul Barna? Nu, hârtii făcute în bătaie de joc. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Ce se întâmplă? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Toți pentru. Nu. 9. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Balcan la programul cheie, surse regenerabile de energie și stocare energie, operațiunea, sprijinirea investițiilor și noi capacități de producere a energiei electronice produse de surse regenerabile pentru autoconsum, proiecte de tip B, realizarea capacităților noi de producere energie din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidrogeotermală, biomasă sau biogaz. Sector public. Domnul e cazul de fotovoltaic. Da, domnul Costel. Au fost materiale. Da, detalii. Da, altceva când spune. Deci, avem un proiect. Ce propunere aveți? Că aici ați trecut, îi văd cu biogaz. Da, să înființăm panouri fotovoltaice la cele patru școli mari, Frumoasa, Balcani, Lodaș, Schitu Frumoasa, Piața Frumoasa, Iluminat Public, Primăria, Cămini și... Bun, cu subvenții. Doar din bani ministeriale. Prin Ministerul de Energie. Ne mărați cât mai mult. Da, discuții. La persoane fizici, la persoane fizici, o să accesezi pe primărie, nu? E separat. Dar pot așa funcționa separat. Separat. Poți să facă separat persoane. Am aici o cerere care o să o postez și pe Facebook. Mă bucur că domnul Costel și cu domnul Heisu au ținut cont de recomandarea mea. În data de 9, 10, nu mai țin minte, că în 7 a fost un miros de acetonă foarte puternic în primărie și domnul primar și-a luat brusc concediu, probabil a început să-l doară capul. Și nu l-am găsit. Când am venit să-l caut, nu l-am găsit să-i spun că există o linie de finanțare prin perioadele. Dar i-am spus domnului viceprimar și i-am spus și lui Costel Iliescu să depună pe ordinea de zi cât mai repede. Eu o să postez pe... Postează, că noi și noi postez. Cu număr de înregistrare și... Când e înregistrat cererea pentru la minister. Care e, care e lucru cel mai bun? Că se face. Păi nu da, mai contează da, inițiativa da, cui este. Știu da, că nu o să recunoașteți în veci. Eu mă bucur că fac. Nimic, cât de cererea la minister depus. Înțelegeți? E 2 din 2022. Da. Când s-o venit. Da, bun. Deci de un an de zile noi lucrăm. Știu, știu, da. Nicio problemă. Eu mă, da, bucur, mă bucur că faceți. Deci sunt totul de acord. De acord. Altă persoană. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru?
Toți pentru. Abține toți pentru. Proiectul privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu stat în cinta anexa a 2 primăriei aparținând domeniul privat al Comunei Balcani. E vorba de magazinul lui Andrei Rusu, cu de la cooperație. O să expiră anul ăsta contractul și nu se mai poate prelungi. Pentru că era nevoie. Da, discuții? Nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Un curub, obțiuriți. Împotrivă, cine este toți pentru? Trecem la diverse. La diverse avem ceva special. Da, la diverse avem prezentarea activității despre... La cine? Dumneavoastră prezentați. Da, spuneți acest... Deci este un raport privind activitatea desfășurată de asistență personală a persoanelor cu handicap grav în anul 2021. Deci în fiecare an se prezintă. Da, cred că o cititor toți. Nu știu dacă o cititor. Dar nu sunt. Deci fiecare an se supune pe compartiment, fiecare își supune activitatea. Sunt reclame, sunt jambe. Asta nu trebuie. Dar reprezentatul Consiliului Local, adică activitatea asistentului personal, persoanelor cu handicap, cum a fost și la Registrul Agricol raportul doamnelor, și așa și la asistența socială. Dacă vrea cineva să vorbim, că se prea o doamna secretară. Vorbim după asta. Da. Hai că te spun eu, da. Eu sunt președinte. Da, avem un invitat, domnul Cioinidel Vasile. Domnul Varna, mai aveți... Da, domnul Varna, care are prioritate. Nu vă rețin mult, o să încerc să fiu foarte scurt. Am adus și eu raportul de activitate al consilierului. Doamna secretară, poftiți. Sunteți amabilă să-l citiți și raportul ăsta meu? Este la dumneavoastră? Da. Dați-l încoace. Dar citiți-l. Mulțumesc. Eu, spre deosebire de alții, știu să-l citiți. Deci, activitatea mea de consilier în Consiliul Local Balcani în anul 2022 s-a desfășurat astfel. Am participat la majoritatea ședințelor ordinare și extraordinare ale Consiliului Local al Comunei Balcani, având mereu o poziție activă la majoritatea dezbaterilor privind adoptarea hotărârilor puse în discuție. În calitate de consilier m-am implicat în aducerea proiectelor de hotărâri la o formă cât mai corectă și am adus mereu în discuție amendamente care servesc interesele cetățenilor comuni. Am semnalat de mai multe ori diferite erori și greșeli care nu trebuiau să ajungă în materialele de ședință, cum am avut și azi, și mai ales pe ordinea de zi. Ca reprezentant al cetățenilor care m-au trimis în Consiliul Local Balcani, am încercat să le apăr mereu interesele, să diminuez jecmănirea banului public, care are loc de 23 de ani în comuna noastră, și am adus mereu în atenția primăriei și demnitarilor acestei comune problemele care mi-au fost semnalate de diferiți cetățeni din diferite sate ale comunii. M-am preocupat de modul de susținere a diverselor proiecte de hotărâri inițiate de primarul comunei, pe care, în urma analizării, dacă au fost în favoarea binelui public, le-am și votat. M-am preocupat să aduc în aceste ședințe toate problemele ce mi-au fost semnalate de cetățeni, dar, din păcate, am ajuns să constat, cu părere de rău, că mai mulți consilieri locali nu au înțeles ce înseamnă procesul democratic de luare a deciziilor, intervenția acestora, lăsându-se așteptată de cetățenii care i-au votat, aceștia votând în turmă proiectele și bune, dar și cele proaste, singura preocupare a lor fiind, de fapt, să mă combată pe mine în intervențiile pe care le am în mod constant în interesul comunității. Am atras atenția primarului și primăriei ca în fiecare an de când sunt consilier local să se pună mai mult accent pe proiectele pentru atragerea de fonduri nerambursabile europene, care la noi în comună lipsesc în mod rușinos, incompetență ce ne condamnă la un trai nedemn de anul în care trăim.
mai ales în situația în care există nenumărate linii de finanțare europene. Unul din foarte puținele proiecte care sper că va fi dus la bun sfârșit, fără a se pierde finanțarea europeană, ca în alte cazuri, cerut de mine încă din 2016 și mai apoi susținut și de alți consilieri locali, este cel care va asigura monitorizarea video a comunii. Am cerut pentru a nu știu câta oară urgentarea digitalizării plăților prin înscrierea primăriei pe o platformă specializată în acest domeniu, de exemplu ghiseu.ro, lucru care în 2022 nu s-a definitivat. Din păcate, toate intervențiile mele au fost întrerupte sistematic de toți președinții de ședință și de majoritatea consilierilor care îl susțin pe primarul în funcție și am fost de mai multe ori obligat să nu pot să-mi expun ideile până la capăt prin diferite metode securisto-comuniste, inclusiv prin limitarea timpului acordat. Nu-i așa, domnul Gânga? Că lucru care continuă și în 2023. Am ajuns să constat cu mâhnire că președinții de ședință sunt niște păpuși care execută doar ordinele primarului, chiar dacă prin acest lucru încalcă legea dreptului de a te exprima liber în ședințele publice de Consiliu Local, drept câștigat cu sânge la Revoluția din 1989. Râdeți, că vă face cinste, domnule. Acest drept de a vorbi este batjocorit în Comuna Balcani de această clică care trăiește cu spaima posibilității de a-și pierde scaunul bine plătit din taxele și impozitele cetățenilor Comunei Balcani. Am avertizat în repetate rânduri secretarul Comunei că nu își îndeplinește sarcinile de serviciu pe mai multe planuri. Nu reușesc să înțeleg de ce nu există transparență decizională în cadrul aparatului administrativ, deși am tras un semnal de alarmă pe acest subiect încă din 2016, când nimeni nu era de acord cu filmarea ședințelor și mi se spunea că nu ai voie, domnule, să le filmezi. Nu ai voie. Astfel am fost nevoit să ajung în instanță în 2022 pentru a obliga primarul și primăria să respecte legea și să-mi răspundă la cererile depuse în calitate de consilier local. După acest demers, în sfârșit au înțeles că trebuie să respecte legea și primesc răspunsuri la cereri, chiar dacă sunt trimise la limita termenului legal, tot pentru a mă provoca. Pe viitor mă gândesc cum să găsesc cele mai bune soluții, să stimulez și să implic orice cetățean din comunitate pentru colaborare și scoaterea comunei din evul mediu în care continuăm să ne zbatem. Tot fără apă curentă, tot fără canalizare, tot fără șanțuri, tot fără trotuare, tot fără condiții decente de trai în 2023. Facem centura. Acesta este raportul meu. Acum, domnul președinte, cât timp îmi dați să expun problemele cetățenilor? 5 minute. Bun. Domnul primar, de vreo câțiva ani vă spun că parcarea din fața primăriei ar trebui să deservească interesele cetățenilor. Vă întreb, dacă v-ați pus dumneavoastră acolo un afiș foarte frumos rezervat primar, nu vă este rușine să nu existe, un panou rezervat persoanelor cu dizabilități fizice și motorii? Da, nu se pune. Nu trebuie să-mi dați răspuns. Sunteți obligat prin lege. Da, nu există instituție publică în fața căreia să nu existe loc rezervat de parcare. Nu există instituție publică? Poftim? Hai să mergem la toată primărie. Nu, ar trebui să nu existe legea. Ar trebui, așa. Nici pe zborul nu are. Da, se pun. Chiar m-am gândit la noi. Știu că v-ați gândit. E bine. Dacă v-ați gândit, vă felicit. Puneți și în practică. Da. Angajații primăriei ar trebui să nu blocheze parcarea din față. Acolo ar trebui să parcheze cetățenii care vin să-și rezolve probleme. Au unde parca. Parcare da, destul de mare, există loc de parcare pentru toți cetățenii care vin la primărie. N-am avut nicio problemă. Am fost sunat de vreo câteva persoane. Mi-au spus că pot să le dau și numele. Avem un drum public în Balcani, care am înțeles că v-a sunat și pe dumneavoastră, domnul vice, a vorbit și cu dumneavoastră, domnule primar, mi-a zis că n-ați făcut nimic. De câțiva ani de zile, omul e plecat în Italia, dacă am înțeles eu bine, e drum public, nu a fost balastat niciodată. Unde? Ulița din Balcani, Vrânceanu Vasile. Da? Pe urmă, aici lângă doamna asistentă pensionată a în Balcani. Pot asigura că a fost și toaletat, și balastat. Nu trebuie să-mi dați răspuns. Păi, eu vă spun ce mi-au zis. Oamenii nu cred că m-au sunat din Italia degeaba.
Pe urmă, la, Italia sună, la Balcani Mari, la Balcani aici, unde, exact lângă doamna Ana, care s-a pensionat asistenta, doamna asistentă, aveți un podeț care am înțeles că ați luat țevile și podețul a dispărut. Și bine, eu furat țevile. Dar nu are acces în curte. Doamna, am vorbit cu doamna, a venit. Știi, mi-a spus că v-a sunat. Păi nu, a venit la primărie, am discutat cu doamna și așa. Facem podeț acolo. Păi să încercați să rezolvați, că dacă m-a sunat și pe mine, înseamnă că o amânați de câțiva ani. Da, o amânați de câțiva ani, așa mi-a spus. De vreo câțiva ani tot faceți podeț. Da? Pe urmă. N-am dus fac ce și vă furat. Și nu știu țările și balasul și bolovani. Pe urmă, vă mai aduc în atenție. Zona... Prundul de sus, strada Franțeni, de la punctul Ioja Cornel până la Cosferenț Iulian, m-au oprit 5-6 cetățeni acolo și mi-au spus că spațiul ăla public a fost, sau este, folosit de oameni care cum vor. Că nu ar fi în regulă acolo ceva, nu știu, să încercați să ajungeți în zonă și să lămuriți problema. Pentru că sunt oamenii foarte nemulțumiți de ce se întâmplă acolo. Da, puteți să vi le notați, nu trebuie să-mi dați răspuns. Dar nu, că deja am fost acolo. Curățața albia râului Paltin. Acolo aveți mai multe familii, Șoșa, German, Parfenii, Neculai, Nechita, Hânsă, care sunt inundați în fiecare an din cauza faptului că nu este curățată albia acelui pârâu. Mai arunc și gunoaie ei, tot nu, de zona aia. De la ei. Nu a fost curățată albia. Da, din ce mi-au zis ei, nu, dar eu pot dovedi cu poze, cu oameni care... Nu. Eu nu știu cu ce dovedeți dumneavoastră pe mine din moment ce m-au oprit oamenii. Dar nu mai dau văzut că eu opresc oamenii numai. Numai pe drum stai, eu am văzut. La Valea Ludașului lucrarea aia e gata? Mai avem, din Balastar, mai avem lucrări. Nu, dar unde ați terminat dumneavoastră digul ăla miraculos, cobori direct în apă și pe urmă, încă vreo 100 de metri nu mai e drum, să mergi decât prin apă. Da, poate găsești o soluție acolo. Păi, trebuie să găsiți o soluție. Eu am găsit. Nu, dumneavoastră să găsiți. Eu am găsit soluția, da. Bun, și când o aplicați? O aplic. La momentul bun. Foarte bine. Joi. Aplic. Nici o problemă. Eu am terminat. Am depășit 5 minute. Da. Alt coleg, consilier local? Discuție, dacă nu îi dăm cuvântul domnului Vasilicio Emilia. Aveți cuvântul domnului. Da, vă mulțumesc frumos pentru... Să precizăm. Bunătatea care a... Domnule, eu am ridicat o problemă cu salariile din primărie Balcani. Problemă ridicată de foarte mult timp, nerezolvată. Dumneavoastră o să spuneți mulți că aveți dreptate, că nu aveți dreptate, că vă dați. Domnule, problema asta este exact ca și cu pensiile speciale. Deci nu s-au rezolvat cu pensiile speciale nici acum, cu toate că sunt bătâni de ani de zile. Tot așa și cu salariile primării. Dom'le, cu salariile în primărie nu s-au rezolvat absolut nimic. Salariile în primărie, dom'le, dacă citim articolul 6, doamna secretară, nu trebuie să fie mai mari decât ierarhic superior, decât în administrația publică centrală, sau decât în prefectură, doamnă. Și dacă prefectura are, cu exemplu, salarizare, 1,90 și sub 2. Nu, în primărie Balcani n-ar trebui să fie mai mari. La asta mă refer. Citiți legea. Citiți legea și documentați-vă, doamnă. Nu vă opriți la un... Domnul Cioine, da. Ce spuneți dumneavoastră, domnul secretarul, să consemneze în procesul verbal? Pentru că salariile la Balcani nu îndeplinesc criteriile care le spuneți dumneavoastră, iar prefectura urmează să analizeze cazul care îl spune dumneavoastră. Nu noi decidem, da, legalitatea. Am spus așa, nu trebuie să depășească salariile din prefectură. Am înțeles.
Dacă în prefectură e sub 2 coeficientul, nici primăria Balcani nu poate să aibă coeficient mai mare de 2. Asta să fie clar. Prefectura analizează. Asta să fie clar. Dom'le, legea, așa spune legea, așa procedură. Deci s-ar putea să aveți dreptate, s-ar putea să nu aveți, asta nu, nu-i treaba. Să spună prefectura că ai dreptul să... În afară de asta, domnule, nu modificați coeficientul dumneavoastră. Coeficiențe sunt stabiliți prin lege. Prin hotărârea numărul 62 din 30... Asta, asta. Domnule, da, am înțeles. Prin hotărârea 62, parcă, din 30... octombrie, din 3, nu, din 28 octombrie 2021, ați modificat un coeficient pentru doamna, un referent, un referent, mi-s placă, așa, pentru soția lui domnul, știți, da? Cunoașteți problema. Pentru soția lui domnul Cornel Găborean. Doamna, spuneți-mi articolul de lege care vă permite să modificați coeficiența de salarizare. Asta. Domnul Cioinegel. Deci a fost propus și votat. Deci coeficienții... Nu faci și vrei, faci și spune legea. Îmi dați voie, vă rog frumos. Eu v-am ascultat și pe dumneavoastră, vă rog să mă ascultați și dumneavoastră pe mine. Da. Deci, salariile, coeficienții, grilele de salarizare care vin, nu sunt din propria noastră inițiativă. Aceste lucruri vin aprobate de la guvern prin legi și legi speciale și noi doar le aplicăm și le supunem spre aprobare în Consiliul Local. Coeficienții sunt între un minim și un maxim. Nu sunt de la noi nici aceștia. Deci, toate hotărârile luate sunt preluate de prefectură. Prefectura, dacă are un cuvânt de spus, ne-l spune. Dacă sunt legale, nu le ne întorc înapoi. Așa că noi nu am avut nicio problemă, ilegalitate de la prefectură. Așa spui dumneavoastră. Nu spun eu, spune legea, domnul Cioinegel. Spune legea, da, sigur că da. Sigur că o respectăm. Apropo de treaba asta, că respectați. Doamna, eu am tabelul ăsta cu salariile din primăria Balcani. Știți ce salarii aveți dumneavoastră? Probabil nu știu. Probabil nu știu. Vă spun eu. Vă rog. Nu știu dacă este, mai este valabil sau nu-i valabil. De ce sunt la maxim? Dar nu sunt la maxim, domnul Barnau, tocmai că nu sunt la maxim, nu sunt. Aproape sau sunt? Asta o rezolvă. Păi nu, ai zis că sunt, după aia aproape, după aia zic că la mijloc. Deci dumneavoastră aveți un salar de 7200 de lei. Dacă nu mai am dat un tu legal, legal. Domnul, ca să fie discuția încheiată cu doamna secretară, pentru că până la urmă doamna secretară consemnează în procesul verbal. Da. Deci sper că e foarte bine, cum a spus dumneavoastră, să verifici de la... Verificate astea de juri. Păi din nou, din nou s-o verifică. Și dacă nu se încadrează, o să vin de la prefectură. Eu vă spun așa, secretara are salar mai mare decât vicii. Nu este adevărat. Doamna, eu am impresia că dumneavoastră nu știți ce spuneți. Vă rog, aveți calculator, calculați acolo. Aveți 7200, doamna, aveți 7240. Avans, avans. Plus 926 de lei, sporuri. Plus 3, eu nu am sporuri din alea care spuneți dumneavoastră, domnul Cioinegel. O fi scriind multe. Doamna. Deci salariile sunt... E falsă asta? Nu, salariile sunt legale, domnul Cioinegel. Nu, salariile sunt legale. Deci noi nu facem nimic ilegal. Doamna, da? Dar mie pentru că și pe noi, la rândul nostru, ne controlează alte instituții. Este salar mai mare. Este curte de conturi, este prefectură, este audit. Sunt toate instituțiile ierarhice nouă care ne controlează. Vă rog frumos. Doamna. Deci, noi nu facem nimic. Noi dacă vă luați, faceți și vedeți scris. Sau dacă aveți ceva cu doamna secretară, vă duc în birou și le-ai dat. Hai să discutăm și cu ordinea de zi. Dacă e ceva... Domnul Cioinegel, puteți să faceți și la curtea de conturi de sesizare, să vă vină răspunsul. Nu-i treaba noastră care o spune. Deci faceți la curtea de conturi, curtea de conturi vine verifică salariile și... Eu v-am spus, am citit de aici, am întrebat, e falsa asta? De fiecare dată, domnul. Deci, doamna, se tot spune, dacă e falsa asta, e bine. În afară de asta, doamna, citiți în lege. V-aș ruga să citiți în lege. O trec cu 5 minute, domnul. Da, domnul. Încheiem, 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 înche